Având în vedere faptul că domnul Tărăboan își dă demisia din comisia top, aș face propunerea completării acestui... Domnul Ostaficiuc, vă rog să mă permiteți dumnealui să-și dea demisia, să luați act în ședință și după aia nominalizăm pe cine vreți dumneavoastră. Nu-mi plac aceste mișcări care se fac underground, ca să zic așa. Ne trezim după ce am votat toate proiectele și se termină ședința, că ne întoarcem la un proiect și se mai adaugă un amendament. Amendamente nu se mai pot adăuga după ce a fost votat proiectul. Din punct de vedere legal, nu avem cum să aprobăm așa ceva. Cel puțin grupul Partidul Național Liberal se va ridica de la masă în acest moment și va părăsi sala. A trecut, da. Domnul președinte, la diverse, dacă s-a terminat... Da, la diverse acum, da, poftiți. Aș vrea să anunț că îmi dau demisia din funcția de membru a TOP din motive personale. Domnul președinte, având în vedere faptul că domnul Tărăboan își dă demisia din comisia TOP și având în vedere că pe data de 26 noi vom avea TOP anul ăsta, în această lună, la Ruginoasa, la Răducăneni, iertați-mă, da, corect, la Răducăneni, aș face propunerea completării acestui... Domnul Ostaficiuc, vă rog să mă permiteți dumnealui să-și dea demisia, să luați act în ședință și după aia nominalizăm pe cine vreți dumneavoastră. Asta e procedura. Da, demisia dumnealui în loc, toată de demisia domnului Tărăboanță, poate de fapt să-și îndeplinească acest atribut înscris, dacă domnia lui dorește. Și noi, bineînțeles, având în vedere plenul Consiliului Județean, putem să luăm act de demisia dumnealui și să facem următoarea propunere. Care este problema? Dacă îmi permiteți. Consider că, într-adevăr, acest subiect trebuie discutat separat. Nu avem la portă de zi acest lucru. Doi, ținând cont de faptul că noi am făcut o concesie la TOP privind numărul de locuri pe care îl are, reprezentați pe care îl are grupul Partidului Național Liberal, dacă demisia rămâne valabilă, grupul Partidului Național Liberal va face o nominalizare pentru această poziție. Da, domnule președinte, eu cred că totuși ATOP-ul este un organism important și cred că nu trebuie să ne jucăm cu acest lucru. Eu înțeleg poziția domnului lider Batră, însă să nu uităm faptul că noi am discutat ca și reprezentare a configurației politice în Consiliul Județean, reprezentarea în ATOP. Și eu cred că atât timp cât un membru UNEPR eliberează acest loc, tot un membru UNEPR, în urma discuțiilor pe care le-am avut și concilierii pe care am făcut-o, să fie ocupat acest loc tot de către un membru UNEPR. Acum, eu cred că o completare, practic, la proiectul de astăzi, pe care l-am votat, tot cu înlocuirea unei persoane, n-ar fi o problemă pentru a nu crea nicio sincopă în funcționarea organismului ca atat. Și eu aș propune, dacă se ia act de demisia domnului Tărăboanță, să fie completat componența ATOP. Mulțumesc. Nu-mi plac aceste mișcări care se fac underground, ca să zic așa. Ne trezim după ce am votat toate proiectele și se termină ședința, că ne întoarcem la un proiect și se mai adaugă un amendament. Amendamente nu se mai pot adăuga după ce a fost votat proiectul. Din punct de vedere legal, nu avem cum să aprobăm așa ceva. Cel puțin grupul Partidului Național Liberal se va ridica de la masă în acest moment și va părăsi sala. Plus, mai o chestiune. Din păcate, UNEPR-ul nu mai are un membru eligibil pentru chestiunea asta, pentru că noi aici am votat o demitere a domnului, la propunerea domnului Călin, nu știu dacă domnul Călin e de acord, o demitere a domnului Manolachi pentru comportamente, adică dintr-o dată, dacă UNEPR-ul ar fi fost grup și ar fi avut un al treilea
membru, poate că da, dar nu mare, din păcate, da, adică... E vorba de reprezentare politică, domnul Dangă. E vorba... Deci nu este, de fapt, vorba de, de numărat pe grupuri, e vorba de reprezentare politică. Care aparține grupului UNPR de a putea face această... Deci, domnul președinte, aș vrea două aspecte. Referitor la procedura care s-a anunțat, s-a anunțat la diverse. Să ne întoarcem la proiectul care a prevăzut ATOP, cum a sugerat domnul Stanciu, e tardiv. Eu cred că, așa cum a anunțat domnul vicepreședinte, putem lua la cunoștință de această demisie în cadrul ATOP și va fi promovat un proiect pentru luna viitoare cu propunerea respectivă. Pentru că, la fel, există și o documentație în spatele schimbării domnului Molucea. Un raport de specialitate, sunt mai multe aspecte. Pentru a nu exista alte interpretări. Vom avea pe data de 26 ședința ATOP, atunci, până atunci, domnul Tărăboan, să bănuiesc că își va prezenta această demisie și... Da, și o prezentăm în comisie și să... Da? Fiind necesară, de fapt, completarea de documentate da. Și avizul de specialitate ale celor din Consiliul Județean, ale direcțiilor, vom prezenta în ședința următoare. Da, dacă mai sunt intervenții, dacă nu, declar închisă ședința de astăzi. Mulțumesc! Având în vedere faptul că domnul Tărăboan să-și dă demisia din comisia TOP, aș face propunerea completării acestui domnul Ostaficiuc, vă rog să mă permiteți dumnealui să-și dea demisia, să luați act în ședință și după aia nominalizăm pe cine vreți dumneavoastră. Nu-mi plac aceste mișcări care se fac underground, ca să zic așa. Ne trezim după ce am votat toate proiectele și se termină ședința, că ne întoarcem la un proiect și să mai adaug un amendament. Amendamente nu se mai pot adăuga după ce a fost votat proiectul. Din punct de vedere legal, nu avem cum să aprobăm așa ceva. Cel puțin grupul Partidul Național Liberal se va ridica de la masă în acest moment și va părăsi sala.